După ce am ascultat toate aceste cântări, cântate pentru slava Domnului, v-aș invita să ne apropiem și de Cuvântul Sfânt. Însă aș vrea să vă spun un lucru înainte de a vorbi din Cuvântul Citit. Poate să potiți câteodată că sunt prea multe cântări la părtășiile noastre, dar aș vrea să vă spun că poporul Domnului este un popor care cântă laudele Domnului. Să ne ferească Dumnezeu să ajungem în situația în care să nu mai avem pe aici cântăreți și cântărețe care să-L laude pe Domnul. Eu mă bucur și îmi doresc să fie tot mai mulți aceia care îl laudă pe Domnul. Încercăm să îmbinăm armonios și cântarea de laudă și rugăciunea și învățătura din Cuvânt. A sosit și momentul să ne apropiem de Cuvântul pe care l-am citit în dimineața aceasta. Pasajul acesta din cartea profetului Isaia aș putea să presupun că este unul dintre cele mai cunoscute pasaje ale Vechiului Testament. Poate doar Psalmul 23, dacă va fi mai cunoscut în lumea largă decât acest capitol 53 din cartea profetului Isaia. Psalmul 23 este un psalm pe care aproape toți copiii știu pe din afară. Capitolul acesta al 53-lea vorbește despre suferințele Domnului Iisus și le descrie atât de curat, atât de frumos, atât de clar, încât un om al lui Dumnezeu din vechime, Augustin, a spus că atunci când le citești cuvintele acestea, ai impresia că au fost scrise de cineva care a stat la piciorul crucii Domnului Iisus atunci când Fiul lui Dumnezeu își dădea viața pentru noi. Binecuvântat să fie numele Lui. Faptul că descrie Isaia profetic atât de clar și atât de frumos suferințele Domnului Iisus, i-a făcut pe mulți să pună sub semnul întrebării caracterul vechi al acestei scrieri. Au venit unii și au spus capitolul acesta, în mod aparte, din cartea profetului Isaia, n-ar fi fost scris atunci când a trăit Isaia, n-ar fi fost scris de către Isaia, ci a fost scris de altcineva și apoi adăugat de creștini pentru ca să aibă o dovadă pentru învățăturile lor. Însă în anul 1947, când un păstor, păstorindu-și oile, a dat peste o grotă, o peșteră, pe care nu știuse până atunci, a aruncat o piatră înăuntru și era curios să vadă ea până înăuntru, ce e înăuntru. Și a auzit zgomot de cioburi sparte. Foarte curios, a intrat înăuntru și a dat peste niște vase de pământ, de ceramică, și în vasele acestea a descoperit niște suluri care conțineau scrieri ale cărților Vechiului Testament. Între ele era și cartea profetului Isaia. Cercetătorii, atunci când au intrat în posesia acestor documente, au fost foarte surprinși să găsească în cartea profetului Isaia, între pasajul pe care noi îl considerăm capitolul 52 și pasajul pe care îl considerăm capitolul 54, că sunt cuprinse cuvintele capitolului 53. Cercetând prin metodele lor specifice cu carbon 14, au descoperit că acele suluri aveau o vechime considerabilă și erau scrise cu aproximativ două veacuri înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos în lumea noastră. Prin aceasta și oamenii de știință au căpătat o dovadă, dacă au vrut, că aceste cuvinte au fost scrise înainte de a se petrece evenimentele pe care le descriu. Pentru noi, creștinii, nu e o surpriză. Pentru ei e o surpriză. Pentru cei care capătă mereu și mereu dovezi că această carte minunată are dreptate și totuși încă se încăpățânează și refuză să o creadă.
Pentru noi lucrul acesta nu e o mirare. Noi știm că această carte este Cuvântul lui Dumnezeu. Că tot ce este scris în ea este scris în armonie cu adevărul și este scris spre învățătura și binecuvântarea noastră. Și mulțumim Domnului pentru aceasta. Isaia își începe acest pasaj profetic spunând: El a crescut înaintea Lui ca o rază slavă. Însă ne-am putea pune întrebarea: cine este acest El despre care vorbește Isaia? Sigur, îl putem identifica pe acest El cu Domnul Iisus, cu Fiul lui Dumnezeu. Avem dovada în Noul Testament, în Faptele Apostolilor, în capitolul 8, unde ni se vorbește despre un famen etiopian care se întorcea de la Ierusalim. Din țara lui îndepărtată, bărbatul acesta a făcut mii de kilometri în condițiile vremii de atunci ca să se închine și el la templul din Ierusalim înaintea Dumnezeului evreilor. La întoarcerea spre casă, citea din sulul cărții profetului Isaia. Sulul acesta, probabil că el l-a cumpărat de la templul din Ierusalim. Și, întorcându-se spre casă, el citea din această carte. Duhul Domnului l-a îndemnat pe evanghelistul Filip să meargă și el pe drumul acela, să ajungă din urmă carul cu care călătorea famenul etiopian, și așa au fost potrivite lucrurile, încât atunci când Filip l-a ajuns din urmă pe famenul etiopian, l-a auzit citind tocmai pasajul pe care noi l-am citit în dimineața aceasta. Nici mai înainte și nici în urmă, ci tocmai pasajul acesta. Pentru că Filip a înțeles atunci că pentru bărbatul acesta trebuia să vină până acolo, l-a întrebat: înțelegi tu ce citești? Și famenul etiopian, măcar că era un om cu carte, un om cu pregătire, a spus: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și atunci l-a poftit pe Filip să șadă alături de el, în mijlocul lui de călătorie, și Filip a început de la Scriptura aceasta, și prin toată Scriptura Vechiului Testament l-a plimbat pe acest famen etiopian și i l-a propovăduit pe Iisus. Evident, pasajul acesta vorbește despre Iisus. Așa lucra Duhul Sfânt acolo, inspirându-l pe predicator, pe Filip, și cercetându-l pe ascultător, adică pe famenul etiopian, încât atunci când au ajuns în apropierea unei ape, famenul etiopian și-a exprimat dorința puternică să încheie și el acest legământ în apă, să-l primească pe Domnul, să fie botezat, și Filip a primit și această lucrare. Întreagă fie spus, îmi doresc ca ori de câte ori predicatorii vorbesc din Cuvântul lui Dumnezeu, lucrarea pe care Duhul Sfânt a făcut-o pe drumul acela în pustie, să o facă de fiecare dată și printre noi. Amin. Îmi doresc ca predicatorul să fie inspirat și ascultătorii să fie cercetați. Și toți deopotrivă să-L slăvim pe Domnul. Amin. Acum revin și aș vrea să mă apropii de cuvântul acesta, Isaia 53, în care Isaia îl descrie profetic prin inspirații de sus pe Fiul lui Dumnezeu. Despre Domnul Iisus, Isaia vorbea cu aproximativ 750 de ani înainte ca Domnul să se întrupeze în lumea noastră, și el spune următoarele lucruri: a crescut înaintea lui, adică înaintea lui Dumnezeu, ca o rază slavă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. Nu este prima dată când mă apropii de pasajul acesta și încerc să predic din el. Și mi-aduc aminte că data trecută, cu câteva luni în urmă, când l-am mai citit, am spus că dintr-un pământ uscat, plantele care totuși apar, deși sunt foarte puține, sunt plăpânde, firave și n-au nimic frumos în ele. De obicei, dintr-un pământ uscat nu prea iese nimic. Și totuși, Isaia zice: El a crescut ca o rasă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. Și dacă pământul nu avea ce să pună la dispoziția unei plante, a unui lăstar, ca să se ridice, să crească, să se împuternicească, atunci s-ar putea pune întrebarea legitimă: de unde își trăgea resursele lăstarul acesta?
și avem un singur răspuns la o asemenea întrebare. Resursele lăstarului despre care vorbește Isaia, și noi știm că este vorba despre Domnul Iisus, resursele Domnului Iisus nu erau de pe pământ, ci erau din cer. Binecuvântat să fie Domnul. Lui se potriveau poate cel mai bine cuvintele pe care psalmistul le-a exprimat în psalmul 87 cu versetul al 7-lea. Verset care încheie psalmul 87. Și psalmistul spunea acolo, toate izvoarele mele, eu aș spune toate resursele mele, sunt în tine. Când Domnul Iisus Hristos și-a început lucrarea pe pământul acesta, oamenii au rămas uimiți de învățătura Lui. Căci El îi învăța pe oameni ca unul care avea putere. O înțelepciune deosebită se auzea de pe buzele Lui ori de câte ori își deschidea gura. Și câteodată oamenii urmau pe Domnul Iisus chiar și 3 zile. Pentru că asemenea învățături ei n-au auzit niciodată de pe buzele celor ce învățau pe ei prin sinagogi. Și nu puțini au fost aceia care s-au întrebat. De unde are galileanul acesta o asemenea învățătură? Este fiul unui tâmplar, mama lui o femeie simplă din popor, frații lui, surorile lui sunt printre noi. El n-a urmat niciodată în școala vreunui rabin, a unui om învățat, a unui înțelept. N-a fost niciodată la școală. Și totuși vorbește cu mai multă înțelepciune decât oricare din învățătorii vremii. De unde are el această înțelepciune? Ar fi putut să capete răspund la această întrebare, pentru că Mântuitorul Iisus a spus mereu că El nu spune decât ceea ce a primit de la Tatăl. Pe lângă lucrul acesta, El a făcut lucrări deosebite și a dovedit o putere deosebită. Prin mâinile Lui s-au făcut lucrări cum nu s-au făcut niciodată până la El și foarte rar de la El încoace. În mâinile Lui era o putere deosebită. Și Evanghelistul Luca ne lămurește în capitolul 5 al Evangheliei sale și ne spune că Domnul, atunci când propovăduia cuvântul, era însoțit de puterea de vindecare. Puterea aceea era venită de sus. Toate resursele Lui, măcar că aș descus într-un pământ uscat, toate resursele Lui veneau de sus. Binecuvântat să fie Domnul. Vreau să vă spun un lucru. Într-un anume fel, și noi creștinii de astăzi trăim într-un pământ uscat. Din punct de vedere spiritual, lumea de astăzi, deși este materialicește, atât de îmbelșugată, cum poate n-a mai fost niciodată înainte, din punct de vedere spiritual, lumea aceasta este deocamdată încă un pustiu, un deșert, un pământ uscat. Resursele mele și resursele tale n-au de unde să vină din altă parte decât tot de sus. Și vom putea să intrăm în posesia lor, ne vom putea întări în ele, în măsura în care căutăm părtășia cu Dumnezeu. Pentru că dacă veți uita în Evanghelie, veți constata, așa cum și eu am constatat, că Mântuitorul Iisus, deși slujea toată ziua făcând bine norodului și învățându-i pe oameni cuvântul lui Dumnezeu, nopțile și le petrecea în părtășie cu Tatăl în rugăciune, pentru că dorea a doua zi să fie iarăși plin să poată fi de folos. Și dacă eu și tu am vrea să fim de folos semenilor noștri cu resursele pe pământ, să știți că nu vom putea, numai cu resurse din cer, și vom avea acces la ele în măsura în care căutăm fața lui Dumnezeu. Dacă noi căutăm fața lui Dumnezeu, resursele acelea sunt la dispoziția noastră. Din izvoarele Harului Dumnezeu primim putere, primim lumină, primim călăuzire și avem putere să slujim și să fim de folos. Dar dacă fața Domnului o căutăm tot mai rar, ocupați fiind și alergând foarte mult de-a lungul zilei, să nu ne mirăm că resursele noastre se epuizează atât de repede. Resursele Domnului Iisus erau în cer, nu erau de pe pământ. Pe de altă parte, Isaia vine și spune despre Domnul Iisus că n-avea nici frumusețe și nici strălucire ca să ne atragă privirile. Există însă o mică problemă. Fiul lui Core, în psalmul 45, versetul al 2-lea, dacă nu dau greș, vorbesc despre Domnul Iisus în chip profetic și ei și spun: Tu ești cel mai frumos dintre oameni.
Alcuni din cercetătorii Scripturilor au pornit de la cuvintele psalmiștilor fiului lui Core și au spus că Domnul Iisus, atunci când trăia în trup pe pământul acesta, pe la vârsta de 30 de ani, era, din punct de vedere fizic, un om de o desăvârșire remarcabilă. Un om frumos, un om prezentabil. Un bărbat înalt, aproape la 2 metri, cu o frunte înaltă, senină, cu o privire blajină, în prezența căruia până și copiii se simțeau bine să stea. Aici, Isaia spune, el n-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile. Cine are dreptate? Fiul lui Core, psalmiștii care au scris Psalmul 45, versetul al 2-lea? Sau Isaia care scrie ce scrie aici despre Domnul Iisus? Aș vrea să vă spun că, din punct de vedere fizic, noi nu avem nici o descriere a Domnului Iisus Hristos. Au descoperit oamenii cândva un giulgiu, renumitul giulgiu de la Torino, și în giulgiul acela sunt imprimate, se pare, cupete de sânge, brăsăturile unui chip omenesc, unui bărbat. Folosind tot felul de procedee și tot felul de softuri sofisticate cu calculatoarele, au reușit să creeze o imagine pornind de la acele pete de sânge de pe giulgiul din Torin. Problema cu giulgiul acesta este că nu se poate dovedi clar că a fost înfășurat în el trupul Domnului Iisus și că acele pete ar avea vreo legătură cu chipul lui pământesc. Ceea ce vreau să înțelegem este că Domnul Iisus a fost cu adevărat cel mai frumos dintre oameni. Însă frumusețea Lui n-a avut în vedere neapărat trăsăturile acestea fizice. Noi totuși punem pe trăsăturile fizice un preț așa de mare. Și când vorbește Scriptura despre frumusețea Domnului Iisus, are în vedere acea frumusețe care nu trece, care nu pierde odată cu înaintarea cu vârsta. Are în vedere frumusețea de caracter. Are în vedere frumusețea lăuntrică și, până la urmă și în definitiv, asta este ceea ce contează. Spunea înțeleptul Solomon în Proverbe, în capitolul 19, că bunătatea face farmecul unui om, adică frumusețea lui. Și bunătatea nu e o trăsătură fizică de caracter. Nu e o trăsătură fizică a omului, ci este o trăsătură de caracter. Din punctul acesta de vedere, pe pământul acesta n-a trăit niciodată vreun om mai frumos decât Domnul Iisus. Pentru că viața lui a dovedit atâta bunătate cât n-ai mai putea găsi la oameni. Suntem chemați să vrășim și noi pe urmele lui și să ne asemănăm cu el. Zice Isaia în continuare, înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Știți unde e problema noastră? Problema noastră este că nouă ne place ceea ce nu-i place lui Dumnezeu și nouă nu ne place ceea ce îi place lui Dumnezeu. De aceea am avut dificultăți atunci când Domnul Iisus a trăit printre noi și mi se potrivesc cuvintele acestea. Înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Psalmistul din vechime, care a trăit înainte de profetul Isaia, vorbește într-unul din psalmi și zice așa: piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în colțul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta, adaug el ceva mai târziu, și noi ne minunăm de lucrul acesta. Mântuitorul Iisus, vorbind semenilor din vremea Lui, semenilor noștri, le-a spus așa: piatra pe care au lepădat-o zidarii, n-ați citit niciodată despre ea? Aduceți-vă aminte, piatra aceea era tocmai El. Piatra aceea la care zidarii s-au uitat și n-au văzut în ea nicio valoare, niciun preț. N-au știut unde să o pună, n-au știut ce să facă cu ea și au aruncat-o deoparte ca pe un lucru în plus, ca pe un lucru nefolositor. De-a fi trecut pe acolo, poate am fi luat-o să o punem pe butoiul cu varză. Însă piatra aceea despre care psalmistul vorbea în timp profetic
iată aceea disprețuită de zidar și aruncată deoparte, iată aceea era Iisus și Dumnezeu a luat-o și a așezat-o în unghiul zidului, adică în locul cel mai important și a dat cinstea cea mai înaltă. Binecuvântat să fie Domnul! Pe Domnul Iisus l-au disprețuit cei care nu i-au înțeles cuvântările. Dar probabil că cel mai bine s-a văzut lucrul acesta atunci când la Golgota pe cruce a târnat de cer și pământ pentru păcatele mele și pentru păcatele tale. Când Fiul lui Dumnezeu ispășea povara nelegirilor și a păcatelor noastre, era părăsit de prieteni și era disprețuit de dușmani. În momentele acelea despre care vorbesc toate patru evangheliile cu detalii, mi se spune că la adresa lui se rosteau cuvinte de batjocor. Cuvinte cu semnificație religioasă chiar, dar îndreptate de batjocor. El era omul durerii și obișnuit cu suferința. Așa de disprețuită îți întorceai fața de la el. Omul pe care semenii nu l-au băgat în seamă. Poate vă întrebați în ce fel i s-ar potrivi Domnul Iisus descrierea aceasta om al durerii și obișnuit cu suferința. Din punct de vedere fizic, dragii mei, suferința Domnului Iisus, așa cum citim în Evanghelie, va fi ținut, va fi acoperit o perioadă de cel mult 20 de ceasuri. Cam atât s-a scurs între arestarea Lui și moartea Lui pe cruce. Perioada în care, din punct de vedere fizic, Domnul Iisus a suferit și a simțit durerea în trupul acesta. O perioadă scurtă, am putea să spunem, într-o viață de aproximativ 33 de ani. 20 de ore e puțin. Pentru atâta oare să i se fi pus Domnului Iisus eticheta om al durerii și obișnuit cu suferința? Eu cred că nu. Eu cred că nu doar pentru atâta, pentru că fiecare zi din viața lui pământească a fost o zi de durere a sufletului, pentru că trăind între noi și în același timp fiind neprihănit, cunoscându-L pe Dumnezeu Tatăl așa cum nimeni nu L-a cunoscut, uitându-se la ce s-a ales de făptura creată cândva cu dragoste, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, eu cred că Domnul Iisus a fost îndurerat în fiecare zi. Eu cred că l-a durut pe Domnul Iisus când a văzut răutatea manifestându-se și stăpânind peste relațiile dintre oameni. Eu cred că pe Domnul Iisus Hristos l-a văzut formalismul religios pe care l-a întâlnit în sinagogă și la templu și în atâtea alte împrejurări. Eu cred că pe Domnul Iisus l-a durut răceala dintre oameni și lipsa de dragoste. A văzut-o câteodată chiar și între ucenici și a mustrat. S-a uitat Domnul Iisus la ce a ajuns făptura pe care a creat-o altădată cu mâinile Lui. Pentru că noi toți suntem făptura mâinilor Lui. El ne-a creat. El ne-a dat suflare de viață. Binecuvântat să fie numele Lui. Imaginați-vă durerea unui tată, durerea unei mame care se sacrifică și ziua și noaptea și își crește cu drag copilul și îi dă o învățătură bună și ar vrea să se bucure de el ca de un viitor om de nădejde. Și la toată munca lui a venit cineva și a dat un șut. Un om rău, indiferent cine ar fi omul acela, un profesor de la școală, care îți scoate sistematic din mintea copiilor tăi învățătura despre Domnul Iisus și în loc să dește altceva. Vânzătorul de droguri, sau mai știu eu, vreun bătăuș de pe stradă, care îți distruge toată munca și te uiți la copilul tău și simți că ți se înstrăinează și simți că copilul tău se uită la tine cu ochi străini și distanți și o durere de felul acesta te răvășește mai mult decât o durere fizică. Dacă te-ar bate cineva cu parul, nu te-ar durea atât de mult cât te doare depărtarea pe care o simți în privirile și în cuvintele copilului tău pe care ai crescut cu drag. Durerea aceasta, multiplicați-o cu milioane și milioane de ori și veți avea o imagine palidă a durerii pe care a simțit-o Dumnezeu
și a simțit-o Domnul Iisus trăind în trupul acesta printre noi. Om al durerii și obișnuit cu suferință. O, pe lângă durerea aceasta, durerea fizică, eu cred că a fost mică. Zice Isaia, totuși, suferințele noastre le-a purtat. Și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și vă rog să remarcați, El le-a luat. Nu i-au fost puse. Nu i-au fost trecute în socoteală. Nu i-au fost considerate Lui. El le-a luat. El și le-a asumat. Și expresia aceasta dovedește că tot ce a făcut n-a făcut dintr-o obligație și nici dintr-un sentiment al datoriei, al nevoii. Și dacă a făcut ceva, a făcut din dragoste. Și vreau să-ți spun, iubitul meu care m-a spus în dimineața aceasta, n-am avut de când să spun lucrul acesta, dar vreau să-ți spun, orice faci, dacă nu faci din dragoste, n-are valoare. Dacă faci din obligație, dacă faci sub o presiune, dacă o faci dintr-un calcul, să vezi ce iese, ce câștigi din lucrul acela, n-are niciun preț, nicio valoare. Ca să aibă valoare ceea ce spui și ca să aibă valoare ceea ce faci, trebuie spus și trebuie făcut din dragoste. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Suferințele noastre și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Zice Isaia, noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Cât de greșiți erau oamenii adunați la Golgota în jurul crucii Domnului Iisus. Toți de acolo, cu excepția ucenicilor și a mamei Lui, au crezut că își merită soarta. Că merită să fie pus pe cruce. Că a hulit, că a călcat legea, că a dezlegat sabatul, că a învățat pe oameni lucruri rele. Cât de greșiți erau oamenii. Spune Isaia, El era străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fărădelegile noastre. Două cuvinte cheie aici, care descriu abisul, sau dacă vreți, culmea suferinței omenești. Străpungerea și zdrobirea. Două cuvinte care descriu prin ce a trecut Iisus de dragul nostru. Aceste lucruri au fost îngăduite pentru că așa a hotărât Dumnezeu și așa a găsit cu cale. Domnul a găsit cu cale, spune Ieremia, Isaia, Domnul a găsit cu cale să îl zdrobească prin suferință. În felul acesta, Domnul Iisus a dat viața ca jertfă pentru noi. Pentru păcatele și pentru fărădelegile noastre. Mă folosesc de cuvântul pe care frații l-au citit la ora de rugăciune, cuvintele psalmului, în care David își plânge starea înaintea lui Dumnezeu. Cere o inimă nouă, un duh statornic. Cere iarăși bucuria mântuirii și îl roagă pe Dumnezeu să nu ia de la el pe Duhul Sfânt. Și zice David la un moment dat, izbăvește-mă de amintirea sângelui vărsat. Adevărul că toate păcatele noastre, fie mici, fie mari, au același efect. Moartea spirituală și îndepărtarea noastră de Dumnezeu. Poate de multe ori ne înșelăm spunând, o, noi n-am făcut ce a făcut David. Noi n-am spart casa nimănui. Noi n-am vărsat sângele nimănui. Noi n-am pus pe alții să curme vieți de oameni nevinovați. Nu. Noi n-am făcut lucrurile acestea. Dar așa să vă spun că la fel de mult îl îndurerează pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus cuvântul greu pe care câteodată îl spunem soțiilor noastre. La fel de mult îl îndurerează pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus cuvântul pe care îl întoarcem părinților noștri, încăpățânarea noastră și răzvrătirea noastră, vicleniile noastre și șmecheriile noastre ieftine, toate acestea, la fel de mult îl îndurerează pe Dumnezeu. Ca și fapta lui David, despre care stă scris în 2 Samuel, capitolul 12, fapta lui David n-a plăcut Domnului. Și pentru ca să poată să ne ierte pe noi de toate lucrurile acestea, Dumnezeu Tatăl a găsit cu cale să-și păstreze și caracterul drept și sfânt
și să ne dea iertare prin jertfa Domnului Iisus. De aceea, în această dimineață, când ne apropiem de trupul și sângele Domnului, v-aș îndemna să cugetați la această lucrare adânc și apoi cu mulțumire și recunoștință să ne apropiem. Asta a făcut Dumnezeu Tatăl prin Domnul Iisus pentru mine și pentru tine. N-am fi căpătat niciodată o stare după voia Lui dacă Iisus nu și-ar fi dat viața pentru noi. Dacă Iisus pe crucea din dealul Golgotei nu s-ar fi rugat pentru iertarea noastră niciodată, nici eu, nici tu și nici cel mai bun dintre noi, n-ar fi putut să capete starea după voia Lui. Dar am căpătat această stare pentru că Dumnezeu a avut milă de noi. Se cuvine să-i mulțumim. Ne vom pleca pe genunchi și în această rugăciune v-aș îndemna cu bucurie și recunoștință să mulțumim Mântuitorului nostru. În urma acestei rugăciuni, mă voi ruga ca Domnul să binecuvânteze